Distracție la maxim vineri pentru elevii școlii generale numărul 1. Cu toții s-au întâlnit la un restaurant din Făgăraș pentru a participa la carnavalul primăverii. Însă nu îmbrăcați în uniformele școlare, ci în fel de costume de personaje din poveste. A devenit deja o tradiție pentru școala generală numărul 1 ca în fiecare primăvară să organizeze un carnaval și în acest an evenimentul a reunit zeci de copii deghizați în fel de personaje imaginare. M-am costumat în răboaică, în prințesa răboaică. De ce ai ales acest costum? Pentru că eu cred că mă definește. Costumul mi l-a adus o mătușă din Italia și mi-am ales că mi se pare interesant și frumos. Timp de câteva ore, elevii s-au întrecut în cadrul concursurilor organizate de profesorii lor. În urmă cu 8 ani am inițiat acest carnaval al primăverii și sperăm să descătușăm toate energiile pe care le-am acumulat în timpul iernii cu această ocazie și copii și părinți să se bucure. Deci nu este numai un carnaval al copiilor. La sfârșit, cele mai frumoase costume au fost premiate.